Bun găsit, prieteni! Călătoria noastră de astăzi pornește dintr-un colț de Românie pitorească, mai precis din satul Dragosloveni, Vrancea, unde a trăit o perioadă scriitorul Alexandru Vlahuță, autorul volumului de proză România pitorească. Apărută în 1901, lucrarea este un veritabil atlas geografic comentat al României. De aici vom însoți în țara Vranciei un grup de căutători și promotori de spectaculos și inedit, membri ai Asociației Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism din România. Scriitorul Alexandru Vlahuță a poposit pentru prima dată la Dragosloveni, la 20 de kilometri sud de Focșani, în anul 1905. Aceasta în urma căsătoriei cu Ruxandra Gâlcă, fiica unui mic proprietar agricol. Noul locatar al casei a mai construit un corp de clădire pentru a avea la etaj o cameră de lucru liniștită și mai izolată decât restul casei. Vlahuță și-a adus la Dragosloveni biblioteca și colecția de tablouri. Aici el a fost vizitat de iluștri scriitori ai vremii, Ion Luca Caragiale, Barbu Ștefănescu de la Vrancea, Octavian Goga, Vasile Voiculescu și de pictorul Nicolae Grigorescu, cu care legase o strânsă prietenie. În casa din Dragosloveni au avut loc numeroase dezbateri politice și literare ad hoc. Fiecare cameră are o anumită destinație. Avem în față camera cu mărturii documentare, unde veți întâlni câteva fotografii din familia poetului, veți întâlni cărți pe care ni le-a lăsat poetul, în primul rând vestita lucrare România pitorească. Dumitru Micu spunea că această lucrare reprezenta un atlas geografic în formă literară traversat de o caldă iubire de țară. Vlahuță a fost un mare patriot. Și permiteți-mi să vă spun ultimul text din vestita lucrare România pitorească. Într-o țară așa de frumoasă, cu un trecut atât de glorios, în mijlocul unui popor atât de deștept, cum să nu-ți ridici fruntea ca falnicii strămoși de odinioară, mândru că pot spune sunt român. Așa ne-a învățat Vlahuță, să fim mândri că suntem români. Tot în prima cameră veți întâlni romanul Dan, singurul roman pe care ni l-a lăsat Vlahuță, de aceea a fost recunoscut și ca romancier, pe lângă activitatea publicistică pe care a desfășurat-o la revistele Viața, Sămănătorul, alături de Vea Urechea, de Coșbuc. Deci aici avem aceste panouri cu fotografii. Îl întâlnim pe poet în anii studenției, în perioada când a fost profesor de limbă română la Târgoviște. După cele două căsătorii eșuate, poetul s-a recăsătorit aici cu doamna Ruxandra Gâlcă. Deci era fiica unui proprietar agrar, casa era a dânsei. Întâlnim fotografii cu prietenii, cu Barbi Ștefănescu de la Vrancea, Caragiale, deci dânsii veneau foarte des aici în casa lui Vlahuță. Iar aici avem celebra scrisoare pe care Vlahuță a scris-o uneia din fiice. Unii dintre dumneavoastră bănuiesc că ați citit-o. Este o scrisoare care transmite un mesaj de înțelepciune special copiilor, dar și nouă adulților. Ne spune că niciodată nu trebuie să fim răi, să nu fim egoiști, pentru că cei răi nu pot fi fericiți. Sau să nu facem niciodată o faptă a cărei amintire ar putea să ne facă să roșim. Dar vă rog, îi faceți o fotografie, o mai citiți dumneavoastră. Următoarea cameră este camera specifică satului natal al poetului din Pleșești de Bârlad. Astăzi satul îi poartă numele, satul Alexandru Vlahuță. Acolo vom întâlni doar terenul casei părintești, iar aici am adus mobilier specific satului moldovenesc.
După moartea scriitorului, în această casă, doamna Vlahuță a înființat în memoria soțului un așezământ de cultură, o școală pentru fetele din zonă și un loc de întâlnire a scriitorilor vremii. Aici avem o parte din atelierul de lucru al fetelor care au învățat aici din 1926 până în 1948. Doamna Vlahuță a făcut un gest pentru comunitate. Deci fetele sătenilor veneau aici, învățau o meserie, deci erau pregătite pentru viață când terminau școala, dar să știți că aveau și cultură generală, pentru că mari dascăle ai vremii au trecut pragul acestei case. Întâlnim dormitorul familiei Vlahuță, unde a spus noi că este locul tihnei, armoniei și regăsirii de sine. Tot alături de dormitor este o cămăruță unde Vlahuță se ruga. Este un mic altar al poetului. Acolo avem icoane de la 1800. Vlahuță, de fapt, a fost un bun creștin. De asemenea, pot să spun că putem să-i luăm modelul. Avem două camere, este o cameră a prietenilor, acolo vom întâlni fotografii cu prietenii lui Vlahuță, cei cu care Vlahuță a colaborat, deci contemporan cu poetul. Veți întâlni fotografia lui Eminescu, a lui Titu Maiorescu, a lui Vasile Voiculescu, Caragiale de la Vrancea, Octavian Goga, i-a fost finul familiei Vlahuță. Goga, iar când nunta a avut loc, a fost ca o sărbătoare națională. Și apoi ajungem în camera de lucru, unde Vlahuță a creat multe din operele dumnealui. În momentul în care veți vizita fiecare cameră, veți putea descoperi și mai multe obiecte și mai multe exponate de care v-am spus eu astăzi. Iată-ne acum, prieteni, în Piața Unirii din Focșani, un loc emblematic pentru evenimentul de la 1859. Alături de mine se află domnul Mihai Ogrinș, președintele Asociației Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism din România. Domnule Ogrinș, în aceste zile ați descins aici împreună cu o parte din membrii Asociației. De ce Focșani? Sau era un loc în care membrii asociației nu au fost mai de multă vreme? Continuăm ideea unirii. Aici noi ne-am reunit, așa cum în fiecare an
Organizăm tradiționala gală a premiilor AJTR, prescurtat Asociația Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism din România, iar aici la Focșan suntem cumva într-o zonă cu totul și cu totul specială, asta este incontestabil, dar spuneam cumva la mijlocul țării, fiindcă ne-am reunit ziariști, editori de cărți turistice, cadre didactice cu profil turistic, blogger și așa mai departe. Deci Focșanul e cam la jumătatea, în miezul turismului românesc și de aceea am ales în mod special Focșanul. Asociația, un organism care vine din istorie, cu o istorie veche. Da, este una dintre vechile asociații care a avut activitate neîntreruptă. Chiar în această lună atât de ciudată, dar atât de frumoasă, ca flori, de fapt se numește și florar, împlinește în luna mai 66 de ani de activitate. Este o bucurie și o mândrie, deși termenii par puțin obosiți de atâta folosință, dar e o mare satisfacție că reușim să aducem cititorilor în formatele publicistice specifice fiecărui membru realități crude, adevărate, verde crud, să spunem așa, colțul de iarbă, fiindcă este nevoie de informații, de priveliști, de tot ceea ce doriți, inclusiv de oameni, care sunt luați, exact cum mă găsesc eu aici, în centrul pieței Unirii din Focșan, deci luați de la fața locului, fiindcă presa în general și în special cea de turism n-ar trebui să ia acest exemplu de a folosi documentările de pe platformele online. Noi mergem la fața locului și luăm de acolo ce trebuie să afle, o parte, desigur, din ceea ce trebuie să cunoască iubitorii acestei țări. Acesta era și principiul celor care au pus bazele asociației cu 66 de ani în urmă. Asociația are și o revistă de asemenea de tradiție, dincolo de faptul că membrii aparțin diverselor instituții media. Da, eu aș completa la ceea ce spuneți. Asociația nu are o revistă, are mai multe. Este vorba de România Pitorească, cea mai veche publicație de turism din România, dar în același timp este revista Natura de la Chișinău, este revista Vacanțe la Țară, revista Turismului Rural, este revista Vacanțe și Călătorii și sunt și alte publicații și online și tipărite care alcătuiesc de fapt această asociație cu un ideal și cu o prestanță, să zicem, în domeniu care merită să continue ceea ce au inițiat cu ani în urmă colegii din presa românească de turism. Ce preocupări au membrii asociației, asociația în integralitatea ei în fiecare an? Sunt câteva preocupări pe care le punem în practică an de an. Una dintre ele este cunoașterea țării. Sună ușor, poate, uzat această formulă. Dar necesar. Obligatoriu. Mai ales pentru tinerile generații. Pentru toată lumea, fiindcă o să spun ceva care poate nu place la urechile tuturora. Generațiile de astăzi și cele chiar ridicate mai așa în vârstă cunosc mai bine țările din apropiere, țările care s-au impus printr-o promovare teribilă,
Bulgaria, Grecia, Turcia și așa mai departe și nu știu lucruri absolut superbe din țară. Că dacă ar fi după mine ceea ce se întâmpla în perioada interbelică, un mare geograf, academicianul Ioan Simionescu a editat acele cărți Tinere, cunoașteți țara, aș relua și aș tipări, fiindcă sunt necesare, înainte de a merge peste oceane, peste mări, aș zice iubitorii de călătorii să vină de pildă să cunoască acest ținut absolut superb, Vrancea, cu atracții turistice, cu izbânzi ale oamenilor, cu oameni cu totul și cu totul special. Deci, la formarea sau la temelia fiecărui călător ar trebui să așezăm întâi cunoașterea de țară, începând cu zonele apropiate și după aceea dintr-un capăt în altul al țării. Aici în Vrancea, așa cum spuneați, au văzut lumina zilei și s-au afirmat oameni care erau patrioți, oameni care au ținut la aceste meleaguri, nu numai la Moldova, dar și la întreaga țară, cum a fost Alexandru Vlahuță, autorul operei România Pictorească, Simion Mehedinț, născut la Soveja, de asemenea un geograf de mare prestigiu. De fapt, ceea ce spuneați este ceea ce ne-am și propus să cunoaștem în aceste trei zile în Ținutul Vrancei, în Țara Vrancei, în Țara Mioriței. Așadar, am început chiar cu Alexandru Vlahuță, undeva în apropierea graniței județului Vrancea, el fiind însă moldovean, din Pleșeștii Bârladului, actualmente în județul Vaslui și comuna însă și poartă numele acestui admirabil propovăduitor al frumuseților acestei țări. Avem multe de învățat de la clasicii literaturii române, trebuie recuceriți, adică operele lor trebuie refrunzărite, recitite și să ne încărcăm cu ceea ce au urmărit ei, conturarea unei identități specifice românilor. Adică aici este de lucrat și de recăpătat identitatea, încrederea în rădăcinile noastre, în puterea de creație și în toate cele bune pe care totuși poporul român le-a făcut de-a lungul veacurilor. Asociația reușește să atragă și tineri și iată avem chiar aici la Focșani un exemplu, doi membri, de fapt sunt deja patru membri, da, ai unei familii de medici tineri care au un blog de mai mult timp, Mediciniștii Călători, oameni tineri care călătoresc, care doresc să comunice impresiile lor și pe care îi veți cunoaște în emisiunea de astăzi. Da, e foarte interesant. Avem membri în asociații de toate vârstele, deci de la acel trăienel, Traian Micuț, părinții lui Traian și Andreea Panciu, fiind de profesie medici, dar încă din studenție, ei fiind pasionați și de călătorii și ceea ce este îmbucurător, ei au poposit în comunitățile românești din jurul României, nu doar numai în România, la Cernăuți, la Chișinău, în zona sudică, în Balcani, unde comunități importante de români doresc să audă vorba românească. Mă întrebați de ceea ce facem noi. Pe de o parte, cunoașterea acestei țări, după aceea cunoașterea comunităților din jurul României. Am umblat cu autocarul, cu mulți membri de la, să zicem, Chișinău, că tocmai îl pomeneam, la Odessa, la Cetatea Albă, în sud, la bulgari, Balcicul și toată zona
litorală. După aceea, în Voivodina sârbească, am ajuns în Albania, am ajuns la Viena, Budapesta, la Iula, inclusiv în Transcarpatia, la Slatina, se numește centru, la Apșa, la Biserica Albă. Sunt lucruri excepționale care trebuie ca român să le cunoaștem și mai mult să le promovăm și să fie cunoscute și de ceilalți. Domnule Mihai Ogrinj, vă mulțumesc pentru această discuție explicită despre Asociația Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism. Sunt așteptați în asociație cât mai mulți jurnaliști de presă scrisă, de radio, de televiziune, dar și de presă online. Presa de turism.ro este site-ul asociației și acolo găsiți detaliile necesare. Da, mulțumesc foarte mult. Doar atât aș vrea să mai adaug, dacă se poate. Noi organizăm aceste gale. Galele se țin alternativ la București sau în provincie. Am ținut în provincie la Horezu, Giurgiu, Breaza, Azuga, Brașov, Câmpul Roman. Lung, moldovenesc, roman. Deci toate aceste gale, de fapt, sunt un prilej foarte bun ca membrii AJTR să exploreze ținutul respectiv și să-l promoveze, să fie cunoscut și de ceilalți români. Vă mulțumesc! Continuăm, desigur, prieteni, emisiunea și cu alte subiecte interesante. În județul Vrancea, în memoria soldaților și ofițerilor căzuți în primul război mondial, au fost ridicate 4 mausolee la Mărășești, Mărești, Soveja și Focșani. Am ajuns la Mărășești, un loc în care am pășit cu emoție și prețuire pentru cei care și-au dat viața pentru libertatea țării. Au fost ridicate pentru a cinsti memoria celor care au murit în primul război în această zonă. Problema se pune că, după această mare bătălie, 917, știți și dumneavoastră, o bătălie care a avut loc timp de 29 de zile, din care 19 zile de foc, 24 din 24, foc continuu. Mărășeștiul a fost ras aproape de pe fața pământului. Pădurea Răzoare din spatele mausoleului a fost rasă. Nemții n-au reușit să treacă. A fost acea victorie răsunătoare care le-a dat planul peste cap germanilor, care a reușit în sfârșit să ducă la bun sfârșit, sau mă repet,
planul românesc în 1918 de unificare a țărilor române. În 1919, la rugămintea sau la cererea unei asociații, Societatea Națională Ortodoxă a Familiilor Române, se cere în Senatul României să construiască un monument care să aducă aminte de această mare bătălie. Se aprobă, se prezintă mai multe lucrări și în 1923, după ce se adună fondurile necesare, începe construcția mausoleului. Rețineți, mausoleul a fost construit numai din donații. Statul român n-a suportat niciun bănuț. Regele Ferdinand a dat cea mai mare sumă, 50.000 de lei în aur, și George Sulises Negropontes, boierul Mărășeștiului, a donat 20 de hectare și 30.000 de lei în aur. Toată lucrarea, la sfârșit, s-a situat undeva la cost lucrări 14,7 milioane lei aur. Problema că încep lucrările pe 6 august 1923. Se construiește partea de jos până în 1924. Se aduc o seminte. Se depun în criptele din mausoleu. O să vedeți în cripte, în mausoleu, 154 de cripte și 8 morminte comune, care adăpostesc osemintele a 5073 de soldați români morți în primul război mondial în bătălia aceasta de la Mărășești. Mausoleul este un monument perfect. Ultimele măsurători au arătat că pe axa est-vest are abatere de la centru de 1,5 cm. În condițiile în care ce s-a făcut aici, ce vedeți dumneavoastră aici făcut, este doar cu mâna omenească, fără nicio mașinărie. Nu au fost mașinării. S-a săpat dealul de aici, mergea până în șosea. S-a săpat, s-a ridicat, s-au cărat materialele până aici și s-a demarat construcția. Au fost oameni care n-au avut bani să ajute, dar au venit și au stat aici și au muncit benevol, fără să fie plătiți, fără să fie remunerați. Toate materialele pentru construcția monumentului au fost strict din țara românească. Nu s-a adus nimic din afara țării, singurul lucru adus este această placă din marmură de Carrara. Vedem, scrie actul titoresc de întemeiere. Noi îi spunem ieftin certificatul de naștere al mausoleului. Face referire la cele mai importante persoane care au sprijinit și au ajutat construirea acestui mare monument. 23 de metri înălțime plus 3 metri 26 cruce de deasupra, 40 de metri în diametru. Astea sunt dimensiunile. Dacă s-ar fi respectat planul inițial, trebuia să fie o catedrală înaltă de 40 de metri, dar din lipsă de fonduri s-a tot tăiat de fiecare dată de 11 ori până s-a ajuns la această dimensiune. Este totuși unul dintre cele mai impresionante monumente. Este ca și formă geometrică un octogon dispus în terase. Este din beton. Vă spuneam, dublă structură, ce vedem noi aici nu este partea de deasupra. Culoarul principal străbate tot mausoleul, ca niște raze de soare, dispuse radial față de centru, sunt 16 culoare, noi le spunem închise, deschise, care au legătură cu exteriorul sau n-au nicio legătură. În cele închise, 8, se află câte 8 morminte comune, câte un mormânt, deci 8 morminte comune care sunt depuse osemintele a 300 de soldați necunoscuți. În centru, sub mormântul generalului Ieremia Grigorescu, este osoarul principal, unde sunt 600 de soldați necunoscuți îngropați în aceeași zonă. Avem de anul trecut implementate două holograme, una cu Măriuca Zaharia, iar a doua cu generalul Ieremia Grigorescu. Sunt mulți eroi care au recunoștință din partea noastră, dar aceștia au și fost decorați de rege. Mai este capitanul Ignat. Capitanul Ignat este una dintre cele mai importante figuri, să spunem în ghilimele, este eroul care a ținut practic frontul în mâna lui. Nu era capitanul Ignat și acea companie de mitraliori care la cota 100 și-au dat viața până la ultimul și au oprit înaintarea. Nemții spărseseră frontul atunci pe zona Panciului și dădeau să prindă ca într-un clește toată apărarea din Mărășești. Norocul nostru, a românilor, a fost că acel om a existat atunci la locul potrivit, a oprit înaintarea germană. A doua zi, când au sosit întăririle armatei a doua, întâia română, au venit aici, au găsit pe toți morți cu degetele încleștate pe mitraliere. Sunt multe povești de spus, sunt multe fapte de vitejie. George Cristinel și Constantin Pomponiu au fost cei doi arhitecți care au prezentat planul
construcției acestui monument. Dânsii au rămas înscriși pe veci ca cei doi care au făcut mausoleul de la Mărășești. Puhoi de lume a venit aici și a ajutat. Puhoi de lume au venit mulțumiți că au făcut ceva pentru eroii lor. Nu au cerut să fie plătiți, nu au cerut nimica de la nimeni. Doar au ajutat să rămână în memoria poporului român această mare construcție, acest monument. Acest muzeu conține o colecție de obiecte care amintesc atât de bătălia de la Mărășești, precum și de întreaga participare a României la primul război mondial. Aici avem armament din acea perioadă, muniție, uniforme militare ale armatei române din perioada primului război mondial, plus multe medalii, decorații, plus multe alte obiecte care amintesc de România acelei perioade. Pe pereții muzeului se află o întreagă frescă care prezintă cele mai importante momente ale istoriei României. Momente care pornesc încă din perioada Antichității, din timpul războaielor daco-romane, dintre anii 101, 102, 105, 106 și continuă până la actul Marii Uniri de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918, momentul formării României Mari. Există un exponat mai inedit așa, uitați acest clopot, clopot donat de către locuitorii Mărășeștiului. Acesta a fost donat pentru viitoarea, pentru catedrala care ar fi trebuit construită aici, fiindcă mausoleul de la Mărășești, el trebuia să fie o biserică, Biserica Neamului. Acesta a fost planul conceput de către arhitecții Pomponiu Constantin și George Cristinel, cei care au construit până la urmă acest mausoleu. Practic, se vroia efectiv o catedrală construită aici. Din nefericire, datorită lipsei fondurilor, această catedrală n-a mai fost construită, proiectul a fost modificat de vreo câteva ori până când s-a ajuns la forma mausoleului pe care o vedeți acum. Dragi prieteni, continuăm dialogurile din această ediție a emisiunii cu un om care susține curățenia naturii și care este inițiatorul brandului Ținutul Zimbrul. E vorba de inginerul Sebastian Cătănoiu, pe care îl salut din nou și aici la Focșani. Este administratorul Parcului Natural Vânător din județul Neamț, dar la această întâlnire a jurnaliștilor și scriitorilor de turism a primit un premiu de excelență pentru o lucrare de istorie. Cum se face, domnule Cătănoiu, că iată, ați trecut de la geografie, de la natură, de la silvicultură, la istoria poporului român și ați scris această carte Europa de Mijloc, 1919-1939, o istorie a războaielor interbelice. Da, să încerc, mă rog, prezentarea și întrebarea dumneavoastră are mai multe răspunsuri posibile, dar am să încerc așa pe rând să le să aduc lumină în toată povestea asta. Curățenia naturii este adevărat, dar ăsta este, să zic, ca obiectiv principal al Parcului Natural Vânător Neamț, pentru că, dincolo de conservarea biodiversității și de protejarea naturii, suntem preocupați și de ceea ce înseamnă tradiții, cultură, spiritualitate, tot ceea ce îmbracă frumos acea zonă. Și aici încep să mă îndrept și către cea de-a doua parte a întrebării dumneavoastră, cum se pupă istoria cu biologia, cu silvicultura.
suntem, să zic eu, tributari unei împărțiri așa mecanice, pe felii, și asta suferim și în medicină și în toate, în care lucrurile par a fi bine delimitate. Nu? Geografia este o știință, istoria este o știință, eu știu, biologia este o altă știință. De fapt, lucrurile sunt oarecum amestecate. Ele se... Am pătruns deja în epoca interdisciplinarității. Lucrurile se amestecă, sunt zone, eu știu, în biologie le spunem de ecoton, și care sunt cele mai favorabile vieții biologice, dacă ar fi să mă refer la ecoton, zonele în care zone distincte se întrepătrund. Și atunci eu sunt, poate, și datorită, eu știu, meseriei, și datorită posibilității pe care am avut-o de a lucra la Parcul Natural Vânător Neamț, de a fi într-o zonă din aceasta de intersecție, de natură, de cultură, de spiritualitate, de interferență. Și dacă ar fi să respectăm un principiu biologic, ar trebui ca din această zonă de interferență să reiasă și lucrurile cele mai frumoase. Fac abstracție de ce v-am spus acum, dar are legătură. Majoritatea oamenilor de geniu sunt născuți în zonele de frontieră, nu de graniță, ci în zonele de frontieră. Pentru că amestecul acesta cultural, istoric, de toate genurile, dă naștere la și oamenii de geniu, dar și oamenii care, să zic eu, au excelat în rele. Cam tot din acelea zone. Și totuși, cum a apărut această pasiune pentru cercetarea istorică? Pasiunea, să zic, nu a venit, nu mi-a căzut deodată în cap. De mic am fost pasionat de istorie, doar că de la o vreme, probabil după un principiu materialist și mai de multă vreme enunțat, nu? Că acumulările cantitative duc la schimbări calitative, tot citind, tot acumulând informație, de la o vreme am simțit nevoia să scriu, să redau, și de obicei eu sunt, cred că v-am mai zis, amator și în ale istoriei și în multe alte lucruri sunt amator. Văd că multă lume se prezintă de profesioniști, deci eu sunt la stadiu de amator, tot experimentez. Sunt unele teme, sunt unele subiecte care mă interesează mai mult și pe care, să zic, depun un efort susținut să aduc o oarecare lumină. Iar de ce acest subiect în cazul lucrării premiate? Pentru că această perioadă de 20 de ani, toată lumea are impresia că a fost o perioadă de pace, de beatitudine. S-a terminat Marele Război, până să înceapă al doilea, a fost o perioadă de efervescență culturală, economică. Nu? Ne amintim cum se vorbea despre România, anul de vârf al dezvoltării capitaliste, 1938. Deci toată lumea trăiește cu impresia că atunci a fost raiul pe pământ. Și realitatea este că în toată Europa, dar de fapt mai degrabă în partea aceasta de Europa de mijloc, în zona aceasta de Europa de Est, în zona tampon dintre Rusia și Europa de Vest, lucrurile au fost de un dramatism și de o tragedie incomensurabilă. De asta și cartea se cheamă Războaiele Interbelice, tocmai pentru a evidenția că ceea ce spunem de perioada interbelică nu a fost o perioadă interbelică, a fost un război continuu în care fiecare s-a luptat cu fiecare. Ungaria a încercat să-și refacă frontierele, Polonia reconstituită și ea s-a luptat cu toți vecinii, și poate urmările acestei lupte pe care ea le-a câștigat, dacă mai țineți minte, în 1920, miracolul de pe Vistula, polonezii au reușit să-i învingă pe ruși și să-și extindă influență în ceea ce este Ucraina acum, dincolo de granițele, să zic eu, etnice ale poporului polonez, se văd acum, pentru că liniile de fractură au existat, există, și scot capul de fiecare dată când există o tensiune, precum o fractură, nu vindecată, dar atunci când este vreme rea sau când e supus unui șoc, imediat este o zonă dureroasă. Și acolo, sau mă rog, în Ucraina, este într-adevăr o zonă dureroasă care se reconstituie, nu? Vedeți, frontul s-a stabilizat undeva pe Nipru, între stânga și dreapta Niprului, tot timpul rușii au fost în stânga, tot timpul în dreapta au fost ei, ucrainieni sau alții, polonezii, lituanieni, austro-ungari. Și perioada aceasta interbelică seamănă foarte mult cu ceea ce se întâmplă acum, pentru că fără să fi fost, de fapt a fost un război, a fost războiul rece, nu? Care nu a avut un final dramatic, dar care s-a soldat cu căderea unui alt imperiu. Și atunci, căderea imperiilor din 1918 și cu căderea Imperiului Sovietic în 1989, acum trăim într-o perioadă, cum să zic eu, tot după război, postbelică, dar ea se dovedește a nu fi chiar foarte fericită, și lucrurile care s-au întâmplat încep să se repete. Acest volum este de fapt al doilea de istorie pe care l-ați realizat. Aveți și a 13-a oră, debutul dumneavoastră în istorie despre războaiele ruso-turce.
Da, acum știți, tot vorbind carte de istorie, iarăși este o delimitare, cum să zic eu, destul de neclară între istorie și literatură, pentru că ea, istoria, se bazează pe niște documente istorice care în niciun caz nu sunt obiective. Cine a scris, cine a avut darul scrierii, eu știu, cu mulți ani înainte sau chiar și acum, el a scris-o subiectiv. Și atunci ne folosim de niște date care deodată au fost influențate de cel care... În volumele dumneavoastră folosiți și documente de stat, documente... Cu siguranță a fost, cunoscute. Să zic eu, întoarcerea la document, dar asta vreau să spun, că acele documente nu le putem lua ca în matematică, ca o teoremă, ca o axiomă. Ele sunt tributare celui care le-a scris. Și atunci, din puzzle-ul ăsta, de fiecare dată, indiferent cine scrie, se creează o altă realitate. Și atunci, distinția între istorie și literatură este iarăși foarte vagă, pentru că cine face, cine unește punctele acestea, să zic eu, fixe, legate de documente, care nici ele nu sunt tocmai fixe, nu face decât literatură. Și atunci, nu pot să zic că fac literatură pentru că nu sunt nici literar, nu fac nici istorie pentru că nu sunt istoric, dar undeva în zona asta de poveste, de a pune lucrurile cap la cap într-o formă, de fiecare dată am zis că asta este doar părerea mea, nu este adevăr istoric, pentru că am o îndoială despre adevărul istoric în general. Și Neagu Ciuvara, într-un eseu al lui, a și întrebat, există istorie adevărată? Aproape că istoria, știți, o refacem pornind din prezent. Ne gândim în urmă și o aranjăm, o rearanjăm așa cum ne convine sau așa cum știm datele. Ea funcționează întotdeauna. Contemporanii n-au știut ce li se întâmplă. Au respirat aer curat, au băut o bere. De fapt, ulterior s-a dovedit că atunci se întâmplau lucruri dramatice pentru ceea ce va urma. În publicistica dumneavoastră despre natură, despre Ținutul Zimbrului, o zonă extrem de frumoasă pe care o susțineți și o propuneți tuturor turiștilor, deci celor care ne privesc, adăugați și ficțiune sau exprimați doar realitățile naturii, realitățile pe care ni le-a oferit Dumnezeu? Ajungem iarăși la o zonă de limită. Nu știu dacă cineva poate spune asta este realitate pură și asta este ficțiune. Trăim așa într-o îngemânare, iar spațiul virtual în care ne aflăm din ce în ce mai mult nu este decât această ficțiune care intră peste noi. Nu aș putea zice că noi intrăm peste... Dar zimbrii există în Parcul Natural Vânători. Zimbrii există, asta într-adevăr este o realitate, dar ea poate fi, cum să zic eu, nuanțată, poate fi discutată. Și pentru că m-ați întrebat, în prezența mea aici la gala aceasta a jurnaliștilor de turism se datorează faptului că am o bună colaborare cu, hai să zic eu, partea cea mai vizibilă a jurnalismului de turism, anume România Pitorească, în care din când în când, atât cât pot, public articole, dar de fiecare dată eu am grijă să îmbrac și partea turistică cu partea culturală, cu partea naturală, pentru că am această posibilitate. Demersurile dumneavoastră publicistice, în sensul în care vorbeam, dau roade? Simțiți că vin mai mulți turiști în Parcul Natural Vânători? Da, noi suntem într-o postură oarecum inedită, în sensul în care nu ducem lipsă de turiști. Într-un clasament așa oarecum neoficial, și spun neoficial pentru că statisticile acestea pe turist sunt iarăși undeva între realitate și ficțiune, nimeni, depinde pe cine întrebi. Cel mai vizitat parc din România este Parcul Natural Bucegi, nu? Este Valea Prahovei și știm ce se întâmplă acolo. Al doilea este Parcul Natural Apuseni și al treilea ar fi Parcul Natural Vânători Neamț, cu un estimat între 200 și 300 de mii de vizitatori pe an. Bineînțeles, punctul principal de atracție sunt mănăstirile. Zimbru a început și el să scoată capul, sau oamenii vin să vadă zimbri, să asculte. Undeva pe 31 mai vom avea o reinaugurare a centrului de vizitare, reinterpretat și dotat cu tot ceea ce înseamnă gadgeturile vremii moderne, ochelari cu realitate virtuală, proiecție panoramică pe un ecran de 140 de metri pătrat, fel de fel de jocuri interactive. Și în felul acesta încercăm nu neapărat să aducem mai mulți turiști, ci, dacă nu este o blasfemie, să-i convertim pe cei existenți. Pentru că majoritatea știu, învârt mănăstirile de la un cap la altul. Cu mașina, și cam atât. Dar aveți cu trasee. Mașină. Există trasee în zonă și pentru bătut cu pasul. Există și trasee, nu este meritul nostru, sunt vechile trasee de pelerinaj pe care călugării sau maicile
uzitau să le folosească pentru a trece între mănăstiri. Sunt marcate și chiar urmarea acestui proiect, trei din aceste trasee vor fi omologate după standardele naționale și de către, mă rog, prin intermediul salvamontului. Sunt și vechile trasee medievale care, fie vorba între noi, neavând această sursă de energie facilă care sunt combustibilii fosili, foloseau calea cea mai ușoară de acces, și anume culmile. Traseele medievale se desfășurau toate pe culme și nu pe vale. Și vă solicită turiștii, să spunem, sprijinul pentru a porni pe un traseu sau altul? Prea puțin sau prea puțin din cât am vrea noi. În general, cine dorește să facă așa un pelerinaj, să meargă între mănăstiri, drumurile sunt clare, sunt limpezi. Despre asta vorbeam, despre convertirea turiștilor, vizitatorilor existenți în ceea ce ar însemna ecoturism, în a petrece mai mult timp în natură, între a te bucura de toate frumusețile naturii și iarăși între a nu face o distinție foarte clară între partea spirituală, nu? La mănăstire te duci, intri, te smerești, iei o pă, a ieșit afară, este oarecum același lucru. Tot creația Domnului, tot lucruri care sunt îmbrăcate frumos, dar care nu mai trebuie odată descoperite, sau mă rog, pentru turist, pentru vizitator, dar pentru noi este a le pune în fața ochilor, a le evidenția. Fiecare obiect, fiecare lucru din natură are și el o conotație spirituală, care trebuie, dacă nu există, căutată sau, mă rog, până la urmă chiar și inventată, pentru că tot vorbim de realitate și de ficțiune. Putem considera că ceea ce ați spus acum în ultimele fraze e și un mesaj către oamenii care trec prin zona dumneavoastră? Cu siguranță, și așa am vrea. Și, mă rog, este tot timpul dilema asta, ouă sau găina, sau pentru noi cererea și infrastructura. Facem infrastructură fără să existe, infrastructura turistică, spun, fără să existe cerere, sau așteptăm să fie cerere ca să facem infrastructura. Bineînțeles, cererea nu există fără infrastructură. Și atunci încercăm, avem, să zic eu așa, și un proiect pe termen lung, ceea ce lipsește în general din țara noastră, pe care încercăm să-l și ducem la îndeplinire, prin care vizitatorii să-și lase mașina și cel puțin o zi sau cel puțin câteva ore pline să aibă posibilitatea să meargă, să vadă, să li se explice pe trasee interpretative, pe trasee educative. Dacă ați fost pe afară, știți conceptul, lași mașina și te mai întorci seara după ce ți-ai încărcat sufletul de natură, de explicații, de cultură. Nu ne rămâne decât să vă mai felicităm o dată pentru premiul de astăzi și pentru ceea ce ați realizat și să așteptăm să aveți cât mai mulți vizitatori în această parte de țară, în acest colț de rai din județul Neamț, numit Ținutul Zimbrului. Gala premiilor Asociației Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism a avut loc în sala Consiliului Local Panciu. Cu acest prilej au fost premiați pentru activitatea din anul 2023 jurnaliști din presa scrisă, radio și televiziune, editori, artiști fotografi, autori de lucrări în domeniu din mediul universitar din România și Republica Moldova. Regizorul Violeta Gorgos de la TVR Iași a primit un premiu de excelență pentru filmul documentar Călător de Serviciu, o poveste a activității unui grup de jurnaliști într-o acțiune de documentare în Egipt. Filmul ăsta e făcut într-o călătorie în care au fost invitați jurnaliștii ca să relateze pentru oameni cum e acolo în Egipt. Ar fi trebuit să facem și noi niște reportaje și eu am zis că e păcat să ajungem acolo și să nu facem un film adevărat. Și atunci n-am făcut reportaje de prezentarea unor spații bune de vizitat sau locuri cunoscute unde ar trebui să ajungă turiștii, pentru că asta era menirea celor care au ajuns acolo, ci ne-am propus să fim ochiul din spate, să urmărim cum se manifestă acești jurnaliști care scriu despre turism. Și cumva este un making-of a unei călătorii cu o echipă de jurnaliști care scriu despre turism. Este exact ceea ce înseamnă meseria jurnalismului de turism, văzută prin prisma unei echipe de filmare și a unui regizor artistic, dacă vrei. Și a fost pentru noi o provocare, dar vreau să spun că a fost foarte interesant și pentru oamenii aia care își făceau meseria și aveau pe ei camera noastră de filmat.
Am avut marele noroc că am avut și o echipă frumoasă cu Cristi Zbângu și Adrian Ciupercă acolo la filmări, cu două camere, cu locuri foarte frumoase de filmare pe care am putut să le punem în valoare în filmul nostru. Și este adevărat că a durat foarte mult la montaj, pentru că noi am filmat și cu camere subacvatică, și din zbor, și din mersul mașinii, și din mersul cămilii, de unde vrei. Și la montaj a durat cam vreo 2 săptămâni să le selectăm, să le punem toate într-o poveste care să stea în picioare filmic. Și a trebuit, am mai avut și alt fel de provocări, ceva de genul că nu ai voie să filmezi cu camera acolo, pentru că în Egipt lumea încearcă să-și păstreze dreptul de filmare a unor obiective turistice. De exemplu, nu ai voie să filmezi în piramide și noi am filmat cu telefonul și aici la montajul trebuie să-l aducem într-un tot întreg, să avem totuși imagini de pe unde am fost. Un efort colectiv, așa. Un efort colectiv, da, tuturor, dar în ultimă instanță a fost bine pentru noi, a fost mai sofisticat și mai complicat și mai provocator de data asta aici la montaj pentru Valentin Brumu, care trebuia să aducă toate imaginile din toate sursele într-un format unic ca să le putem monta. Premiul Fotografia ca viață, viața ca fotografie, a fost acordat domnului Nicolae Cristea, inspirat artist al clipelor transformate în mici eternități. Profesor, geograf, scriitor, Silviu Neguț a primit un premiu pentru admirabilul volum 77 fragmente de viață, apărut la editura Meteor Press. Revistei Vacanțe la țară i s-a oferit o distincție AJTR la împlinirea 20 de ani de activitate jurnalistică în slujba promovării comorilor Universului Rural. Premiul Scripta Manent a revenit lui Daniel Diaconu pentru Ecoul Munților, revista săteanului trăitor la înălțime alpine, ca și pentru organizarea anterioară a 5 ediții ale festivalului Haiducilor în Grințieș-Neamț. Domnule profesor, ce înseamnă în fapt Ecoul Munților? Ecoul Munților este o revistă rurală care a reușit să aibă un impact deosebit în toată zona montană a Neamțului, ajungând și în Suceava și de asemenea în Harghita. Am făcut adevărate punți peste munte cu toți românii care au găsit de cuviință să ne sprijine în punerea în valoare a istoriei, a geografiei, a turismului, a etnografiei, a folclorului, creând atât prin revistă cât și prin site adevărate biblioteci documentare. Care a fost impactul la început și cum se derulează lucrurile de la prima apariție până astăzi? Au început să ne oprească oamenii pe stradă, să ne ofere fotografii, să ne ofere versuri, să ne trimită la un bătrân sau la altul, să ne ofere un subiect sau altul și ne îmbogățim în permanență zestrea documentară. Și foarte important pentru noi, dacă întârzie revistele, deja ne opresc oamenii și ne întreabă unde e revista, de ce nu a ajuns, când ajunge la noi. Atracția este mai mare în online sau pe print? Noi ne dorim ca printul să aibă cel mai mare impact. Din această cauză ne concentrăm pe print, iar online-ul este, să zicem așa, un fel de mâna a doua. După articolele apar în online mult mai târziu. Spuneți-mi, cine scrie această revistă rurală? Învățători, preoți, bibliotecari, antreprenori, rapsozi populari, ciobani, polițiști, toți cei care au interes și unele abilități spre scris. Se simte o dorință a oamenilor de a comunica mai mult sau și prin aceste mijloace? Cu siguranță. Cu siguranță suntem opriți și ni se oferă în permanență materiale. Vor să devină cunoscuți. Avem ceva frumos, vrem să devină cunoscut. La ce intervale de timp apare revista noastră? Este o revistă lunară. Și aveți condițiile materiale? Cine susține conținutul? Doar, cine susține apariția? Doar din abonamente, prețul este mai mult decât mic. Facem voluntariat, nu este nimeni plătit, plătim doar tiparul. Vă așteptați la acest premiu al Asociației Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism? Nu, nu.
Nu, noi nu facem lucruri pentru premii, facem lucruri că trebuie făcute. Dacă munca noastră este recunoscută, cu atât mai bine. Dar ce înseamnă o astfel de recunoaștere? Pentru noi este un lucru deosebit. Cu siguranță o să ajungem acasă și o să ne lăudăm. Ați scris numeroase volume de istorie. Nu sunteți la prima întreprindere publicistică. Spuneți-mi, ați descoperit condeie, talente în tot acest timp? În permanență descoperim și un lucru foarte important, încep să apară tot mai mulți tineri și chiar și copii care să scrie pentru noi. Premiul Tezaur a fost acordat domnilor Vasile Abădanei și Ioan Surdu și doamnei Viorica Țăran Baciu Georgescu, autorii monumentalei lucrări Produsul Montan Tezaur Gastronomic Național. Un premiu și o lucrare necesară pentru timpurile de astăzi? Este vorba de o lucrare pe care am elaborat-o împreună cu un colectiv de cercetători, Produsul Montan Tezaur Gastronomic Național. Aș vrea totuși să precizez de la început că sunt la al doilea premiu pe care îl primesc de la AJTR. Acum 4 ani am prezentat o lucrare despre IE care s-a bucurat de interes din partea organizatorilor, din partea asociației și ne-a răsplătit cu onorurile corespunzătoare. De această dată noi am pus la cale, ca să spun așa, un proiect pe care l-am primit ca finanțare de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe ceea ce se cheamă proiecte în nucleu. ADER, le spun ei. Și am avut să tratăm problema produsului montan. Șeful de colectiv de cercetare a fost domnul Ioan Surdu, care este șeful departamentului de cercetare de la Centrul de Economie Montană, Vatra Dornei. Acest Centru de Economie Montană este în structura Institutului Național de Cercetări Economice Costin Chirițescu, din cadrul Academiei Române. Și noi am abordat această problemă pentru că Uniunea Europeană, după multe dezbateri, a stabilit că un numitor comun pentru zona montană a Europei ar fi produsul montan, produsul alimentar, care se face la mare altitudine și care se bucură de structuri bioactive diferite și îmbunătățite față de produsele similare care se obțin la, să zicem, la nivelul mării, deci altitudine zero. În mod teoretic, cercetarea este una spectaculoasă. Practica a fost la fel? Ce ați întreprins? Deci, cercetarea a fost spectaculoasă prin faptul că prevedea acest obiectiv de a face o lucrare despre produsul montan, despre impactul lui la nivel, să zic așa, la firul ierbii, pentru că de fapt, area de cercetare n-a fost un laborator, a fost, cum să zice, întreg cuprinsul țării pe zona montană. Deci este lucrat... o lucrare care se referă la întreaga zonă montană din România? Da. Deci lucrarea, proiectul a ținut 4 ani, din care 3 ani am călătorit în toată România și am cules date, am stat de vorbă cu oameni, am ascultat poveștile lor, legendele lor și o mulțime de alte elemente pe care nu le știam, am descoperit țări, țara Momârlanilor, țara Gugulanilor, Ținutul Pădurenilor, unde oamenii de acolo au păstrat viața lor de milenii și când au interacționat cu viața civilizată au sărit scânteii. De exemplu, cuvântul Momârlan este un peiorativ. El a apărut acolo cam prin anul 1840, când a început să vină minieri din toată Europa, că au găsit zăcământ de cărbune și putea să susțină industria forței aburului, care era în plin dezvoltare. În ce zonă se află această țară a Momârlanilor? În Retezat. În zona Retezat, Parâng. Și când vorbiți de produs montan, la ce vă referiți? Produsul montan este un produs alimentar care are compuși bioactivi diferiți de cei din zona de șes și zona de luroasă. Cum se definește zona montană de la 350 de metri altitudine în sus, acolo oamenii au alte preocupări decât agricultura de câmp.
acolo principalul lor preocupare este de creșterea animalelor. Acest premiu pe care l-ați obținut este un succes care confirmă laboriosul demers al dumneavoastră? În primul rând, să vă spun cum e mecanismul. Mecanismul a fost că Agenția Zonei Montane, care are sediul la, tot la Vatra Dornei, a înființat Registrul Național al Produsului Montan, în care s-au discutat dosare cu propuneri ca anumite produse din obținute în zona de munte să capete acest atribut, care nu este o calitate în plus, se cheamă denumire facultativă de origine, adică ceva care te încadrează într-un club a cărei încredere a clienților este mult mai mare decât la munte nu poți să păcălești, să pui, știu eu, tratamente. Dați-ne câteva exemple de astfel de produse pe care omul nu le cunoaște sau care sunt mai puțin cunoscute. De exemplu, este cașul. Cașul este cunoscut și denumit aproape în toți Carpații. După această denumire îl recunoaștem și tehnologie. Dar undeva în județul Prahova și în Argeș am întâlnit denumirea de coșcovele, care de fapt este tot un caș, dar are o turnură din asta etimologică mai legată de glie. Și aceste produse montane au fost împărțite aproape în 10 clase. Deci odată este laptele și produsele din lapte, carnea și produsele din carne, peștele, fructele, legumele, fructele de pădure, ierburile medicinale, ouăle, cerealele, care am putea spune că ele nu se fac la munte, dar noi cuprindem în zona montană, de exemplu, județele Harghita și Covasna, care au calificativul de zona montană prin altitudine, dar ele sunt suprafețe întinse și poate fi aplicată o mecanizare și atunci cerealele de acolo sunt bune pentru, de fapt, pâinea, chiurtoșcola și alte produse pe care le fac ei, se îndeplinesc condițiile de compoziție. Cui se adresează lucrarea dumneavoastră? Lucrarea noastră se adresează oamenilor care vor să cunoască zona de munte. Specialiștilor sau oricăruia dintre noi? De toate felurile, pentru că am plecat de la o premisă științifică și a ieșit un rezultat științifico-literar. Pentru că am folosit un limbaj mai la îndemâna oamenilor, pentru că aici este un fel de enciclopedie. La momentul în care am închis ediția, existau 4.000 de produse montane omologate de la aproape 1.800 de producători. Acești oameni sunt într-un fel conștienți de valoarea și responsabilitatea lor și ieri când am făcut excursia la Soveja, am găsit pe un perete de casă de gospodar semnul de produs montan. Și când s-a deschis acel magazin, toți membrii grupului nostru s-au îngrămădit să cumpere. Era vorba despre miere de munte. Și toți s-au grăbit să cumpere, deși este un pic mai scumpă, pentru că costurile sunt mai mari, s-au grăbit să cumpere pentru că era un produs montan. Și atunci, ca să împănezi lucrurile, pentru că oamenii și-au dat niște rețete acolo, deci este o bază științifică de preparare. Dar eu le-am legat de legende, le-am legat de elemente de atractivitate turistică din zonă, care le-au crescut valoarea. Deci când facem, cum zic economiști, analiza valorii, aceste elemente potențiază produsul și îi dau și încrederea că e produs sănătos, dar și responsabilitatea că trebuie să acționeze în așa fel încât să nu fie afectată această. Deci orice produs, prieteni, are o poveste. Vă mulțumesc, vă urez succes mai departe. Laurențiu Constantinescu, autorul lucrării Badea Cărțan, Fapte și mărturisire, apărută la editura Constant din Sibiu, a primit premiul Cartea care zidește. Între participanții la eveniment s-au aflat și doi tineri pasionați de promovarea obiectivelor turistice în mediul online. Bună ziua, v-am văzut ieșind de la gala premiilor AJTR. Da. Sunteți membri? Da, suntem membri de 4 ani deja. 4-5 chiar înainte de pandemie. Da. Chiar aveam un bebeluș de dimensiunea aceasta. Acum jurnaliști? Nu, medici de profesie.
Asta, jurnalismul e un lucru care a venit așa, parte a, deci pasiunea. Aveți preocupări în domeniu. Da. Preocupări de a scrie, da. Da, cred avem un blog de călătorie, are peste 10 ani. Are 10 ani, anul ăsta se fac 10 ani sau chiar acum se împlinie 10 ani. Atunci, da. Am început cu niște stagii de practică, pe 4 continente am fost. A fost un an de studii în Franța și apoi toate mici călătorii pe lângă acestea și acum, pe cont propriu în continuare, continuăm să... Ce le comunicați cititorilor dumneavoastră? În general, lucruri despre lucruri frumoase de văzut, mai ales lucruri frumoase care nu sunt atât de cunoscute. Cam asta am încercat de-a lungul timpului și pentru noi, dar și pentru ceilalți să descoperim. Dacă la început eram studenți, lucrurile erau mai mult spre low cost și să găsim, să ne descurcăm ușor, cu timpul, desigur, ne-am dus în partea de călătorie de familie și călătorii, road trip-uri, drumeții cu mașina, pe excursii, munte. Drumeții sportive, da. Cu copii. Și cum cu un copil mic călătoriți? După cum ne vedeți, cam asta e starea în care suntem mai agitați, mai veseli. Și mai aveți unul mai mare, nu? Cel mai mare care e la călătorii peste tot. Am fost în multe locuri. A fost, da. Blogul, cum se numește? Mediciniștii călători. Mediciniștii călători, da. Pe vremea aceea eram mediciniști, încă eram studenți la medicină. Acum suntem medici. Da. Nu e greu cu doi copii în călătorii, câteodată și pe jos? Este greu, dar este și distractiv. Da. Pe de altă parte, depinde acum, cam totul se face în funcție de copii, de alimentație, de somn, mâncare, cam asta face. Copiii au amintiri frumoase, chiar ne uimește cel mare, când ne vine cu tot felul de... Amintiri din diverse lucruri. Oricum, și acasă mârâie, și acasă vrea atenție, până la urmă... Și în călătorie aceea situație. Da. Măcar așa avem și noi ocazia să vedem lucrurile. Dacă stai doar în apartament și te aștepți să se întâmple ceva bine, bun, nu se va întâmpla dacă nu o faci. Și cam asta încercăm și prin călătorie. Trebuie să ieși afară, nu? Trebuie să faci un pas cum în afară. Cum e receptat acasă blogul dumneavoastră de 10 ani încoace? De 10 ani încoace, cumva, cred că stăm să fim o prezență constantă. Nu suntem lider în România pe partea de blog de călătorie, dar cumva cred că ne-am format așa o nișă de articole în care, nu știu, avem stilul nostru de a scrie, de a trata anumite subiecte și ne bucură când primim apreciere așa din partea oamenilor care chiar nu ne cunosc deloc și ne transmit mesaje de... V-ați făcut prieteni prin intermediul blogului? Păi, prezența noastră aici așa... Așa s-a întâmplat, datorită unor cititori care erau la fel membri AJTR și ne-au invitat să ne alăturăm. Am primit și un premiu acum câțiva ani. Cum 4 ani, da. Am fost premiați de AJTR. Pentru activitatea blogului nostru. Da. Cu cine am stat de vorbă? Traian Panciu mă numesc, medic pneumolog de profesie. Și Andreea Panciu, medic infecționist. E o glumă cu mine, faceți? Panciu e numele familiei? Da, Panciu e numele de familie. Da. Așadar am întâlnit Panciu la Panciu, exact. În ideea de a stimula călătoriile și e o coincidență de nume destul de bine, drăguță, dar nu avem nimic de a face. Eu fiind din Constanța de fel, bunicii mei fiind a români din Macedonia. Iată o coincidență plăcută într-o zi frumoasă aici la Panciu, la... Călătoriile AJTR. Vă mulțumesc, vă urez mult succes. Mulțumim mult. Mulțumim mult. Între locurile de popas ale caravanei s-au aflat orașul Panciu și comuna Soveja. În așezarea emblematică al marelui bazin vitivinicol al României au fost vizitate mănăstirea Braz și monumentul funerar al scriitorului Ioan Slavici, clasic al literaturii române, care s-a născut la Arad, dar s-a stins la Panciu. Ghid și gazdă generoasă în acest periplu cultural a fost domnul Fănică Panciu, președintele Asociației Culturale Ioan Slavici. O perioadă destul de îndelungată, Slavici a fost datul uitării. Și atunci am avut inițiativa să înființez această asociație culturală Ioan Slavici, cu scopul de a face cunoscut nu numai orașul Panciu, ci și întregii țări, unde se află Ioan Slavici, unii a decedat și unii a fost înmormântat. Pentru viitor avem planul măreții, vrem să refacem mormântul, să-i facem un gen de monument. Cred eu că anul viitor, când e un an important, în august, să fie gata. Ce activități ați derulat, ce proiecte ați împlinit în cadrul Asociației Culturale? Cel mai important acum, începând din perioada asta,
Avem proiecte serioase cu privire la dezvoltarea în zonă a culturii. Dezvoltarea în sensul să aducem cât mai mulți tineri, cât mai mulți participanți, indiferent de vârstă, pentru că în momentul în care stăm de vorbă, cultura este dată complet uitării. O perioadă destul de mare, spun eu, câțiva zeci de ani de zile, orașul Panciu era cunoscut în țară ca un oraș viticol, oraș cu podgorie. Nu era cunoscut ca un oraș turistic. În perioada lui Slabic, în schimb, era un târg în creștere, în dezvoltare, cu foarte mulți podgoreni care făceau export de struguri și care trimiteau chiar struguri și vin către toate județele țării apropiate. După mare cutremur din 1940, el a fost transformat. Ce s-a întâmplat în 1940 la cutremur? A fost un cutremur puternic în care orașul Panciu a fost cel mai afectat din toate orașele care au fost afectate de cutremur. S-au distrus construcții chiar serioase, din cărămidă, nu numai. Au rămas câteva așa care au din paiant, din lut, din astea, au mai rămas câteva, dar în rest totul a fost distrus. Pierderi de vieți omenești? Nu, n-au fost pierderi de vieți omenești, dar orașul a fost complet ras la pământ. După aceea s-a reconstruit, dar s-a reconstruit într-o altă arhitectură. Tot în perioada aia erau, spun eu, cam un procent de 40, să nu spun chiar 50% evrei, care au contribuit la dezvoltarea orașului atunci prin comerțul pe care îl făceau. Și ușor, 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 practic orașul a început să se dezvolte, pentru că evreii cumpărau struguri de la producători de ăsta și vindeau mai departe. Și prin asta creștea economia orașului. Perioada comunistă a fost datuitării. Practic, atunci oamenii nu mai aveau proprietăți și orașul nu era mort într-un fel oarecare măsură. Era mort. Din punct de vedere turistic, n-a avut niciun interes în perioada aia. Nici acum nu există interes, pentru că nu sunt obiective care să fie puse în valoare. Ele există, dar nu sunt puse în valoare. A existat aici o fabrică de șampanie, în afară de vin și mai departe, care era autentică și era cea mai bună șampanie din România. Toată lumea știa acest lucru. Sunt vreo 10 ani, dacă nu chiar mai bine, când s-a închis această fabrică de șampanie. Și la ora actuală, Panciu, practic, nu mai are un centru puternic de dezvoltare acum, în perioada asta. Aici, în curtea Bisericii Matei Basarab din Soveja, te cuprinde o stare de liniște, de pace. Nu întâmplător, în 1645, când a fost sfințit lăcașul, biserica era de fapt o mănăstire și se intitula Dobromirna Bună Pace. Soveja, chiar dacă și-a pierdut din strălucirea de odinioară a stațiunii balneoclimaterice, păstrează și această valoare istorică. Biserica fiind înălțată ca un semn al prieteniei dintre Matei Basarab și Vasile Lupu. Răspunsul lui Vasile Lupu pentru această faptă a fost biserica de la Târgoviște, biserica Stelea, pe care merită cu prisosință să o vizitați când treceți prin această veche cetate domnească a țării românești.
Biserica l-a găzduit, de fapt, una dintre chilii, l-a găzduit pe scriitorul Alecu Rousseau, unul dintre revoluționarii din Moldova, la 1848. Ruinele acelor clădiri din secolul XIX se găsesc undeva în partea cealaltă a cimitirului. Și este important că Alecu Rousseau, în acel surghin, a cules balada Miorița din această zonă, a scris și un text foarte interesant, chiar Soveja. Un lucru cu totul și cu totul special este Soveja, satul de baștină al marelui savant Simeon Mehedinți. Simeon Mehedinți se trăgea dintr-o familie de mocani de aici. Trebuie să fac precizarea că, într-un fel, sovejenii nu sunt moldoveni la rădăcinile lor, ca să spun așa, ci au fost aduși tot în urma înțelegerii dintre Vasile Lupu și Matei Vasarab și au întemeiat aici sate în zona mănăstirii și sunt recunoscuți pentru drzenia lor cu totul și cu totul specială. Dumneavoastră știți foarte bine cine a fost savantul Simeon Mehedinți, geograful, geopoliticianul, este întemeitorul geopoliticii românești. Osemintele lui au fost aduse și înmormântate aici, în mormântul familiei Mehedinți. Dragi prieteni, ultimul popas al călătoriei noastre de astăzi îl facem la Străoane, la 6 km de Panciu spre Soveja. Aici a fost înălțată în secolul al XVII-lea o impunătoare biserică din lemn, considerată unică în curbura Carpaților, prin monumentalitate, prin eleganța formelor și prin rafinamentul detaliilor. Am început drumul nostru de astăzi într-un colț de Românie pitorească și îl încheiem tot într-un colț de Românie pitorească.
Sper că v-au plăcut oamenii pe care vi-am prezentat. Sper că ați fost încântați de locurile pe care le-am străbătut. Atât pentru astăzi. Ne vedem cu bine data viitoare.